Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Andreea Bălan are planuri mari. Frumoasa artistă vrea să investească în imobiliare în Dubai, lucru practicat de multe persoane publice în această perioadă. Vedeta de la Antena 1 se află în vacanță cu familia, în Dubai și vrea să profite de ocazie pentru a alege un apartament bun și accesibil la preț. Aceasta vrea să achiziționeze un apartament cu două camere pe care să-l închirieze, iar atunci când vrea să meargă în vacanță în destinația de lux să aibă un loc al ei. Este o investiție bună, pentru că aici în România mai am deja un apartament, am și casa și vreau acum să mai fac o investiție. Și m-am gândit în Dubai, e mai potrivit pentru că ai mai mulți bani din chirie. Poți să transformi apartamentul într-o reședință de vacanță, îl dai la o agenție și ei ți-l închiriază când tu nu ești acolo, iar apoi când vrei să vii în vacanță nu e nicio problemă urmează. Am fost la tot felul de vizionări și vreau să aleg ceva potrivit și accesibil în același timp. Un apartament cu două camere, deoarece dacă depășim două camere devine din ce în ce mai scump. Acest apartament poți să-l iei și îl închiriezi când nu ești acolo, a declarat Andreea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.